Bună seara celor care ne vor urmări, pentru că înregistrăm emisiunea în avans. Am bucuria de a-l avea pe Bogdan Giurgiu ca și invitat. Acum nu știu dacă aici vorbim puțin de conflict de interes, că el este și patronul la postului de televiziune, dar, mă rog, lăsând gluma la o parte, mă bucur să te am, Bogdane, astăzi aici. Te salut, îți mulțumesc mult de tot și îi salut și pe viitorii noștri telespectatori pe care îi vom avea peste două zile. Uite că am ajuns la finalul serialului a cărui ideea a venit de la tine, nu? Deci tu ai fost de fapt cel cu ideea de a face un serial în care să am diferiți invitați și noi să ne dăm cu bâtele în cap, exact așa cum fac candidații americani. Din păcate, eu nu am avut niciodată cu datul bâtei, am avut niciodată cu datul cu bâta în capul cuiva. Mi se cam încurcă limba în gură, dar deci până la urmă, cred că de discuțiile, deci ceea ce ar fi trebuit să fie un fel de duel în cuvinte, până la urmă cred că a fost mai mult un fel de mesaj pacifist de o parte și de cealaltă a oceanului. Dar până la urmă, cred că asta e partea interesantă de a vedea cum se văd lucrurile, știu eu, de o parte și de cealaltă. Și ideea mea de pornire pentru emisiunea de astăzi a fost să avem un fel de concluzie în care eu să iau, să zicem, câte o întrebare din diferitele emisiuni și să te întreb și pe tine și cu asta să concluzionăm. Dar tu ai zis, nu, hai să facem o emisiune America versus România, mă rog, America versus Europa. Și eu cred că ți-am și spus și cred că am și scris un pic pe ideea asta. America este o ceva foarte mare, eu vreau să spun că e un fel de abstracție, pentru că eu, de exemplu, am trăit în Ohio, unde mi-am făcut doctoratul, după care m-am mutat în New York, trăiesc pe Long Island, dar dacă te duci puțin mai la nord, alt gen de comunitate, alt gen de relații umane, ca să nu zic că în oraș, în New York City, care e la o oră de mers de mine, e complet altă lume. Deci de asta America e foarte diferită, oameni din toată lumea, experiențe diferite și distanțele sunt foarte, foarte mari, deci ceea ce adaugă și ea la diversitatea asta. Deci cumva este foarte greu de a avea o discuție America versus România sau America, chiar și America versus Europa. Ca să nu zic că, prin definiție, Europa este locul unde fiecare neam are o altă țară. Toți francezii sunt într-un loc, toți nemții sunt într-un alt loc, toți unguri în alt loc, toți românii în alt loc și așa mai departe. Deci, ideea asta de națiune este centrală, mă rog, în ceea ce înseamnă Europa. Aici, de exemplu, dacă mă duc în Astoria, pe aceeași stradă, de exemplu, la un capăt am, știu eu, ăștia din Cipru, pe urmă, dacă mă duc un pic mai încolo, sunt cei din Orientul Mijlociu, pe urmă, un pic mai încolo, sunt cei din America Latină, Columbia, Ecuador, până și oameni din ăștia din Bhutan, oameni din Bhutan. Îmi aduc aminte că odată la colț de stradă m-au oprit să-mi iau ceva să mănânc și era așa o mâncare puțin diferită. Deci am întrebat, de unde sunt? Zice, din Bhutan. Bhutan. Cine ar fi crezut să găsești ceva de mâncat tocmai din Bhutan? Cred că mulți oamenii nu știu că există un stat care se numește Bhutan. Eu știu că aveam timbre
Deci când eram mic aveam timbre din Bhutan și asta, că altfel n-aș fi știut și eu. Deci e greu de făcut comparația asta. Și mai ales păcatul care se face tot timpul și care e o treabă care pe mine mă scoate din sărite, deși nu știu de ce, e să văd cât e un expert de obicei la televizor explicând el cum e cu America și că o înțeles și că așa și pe dincolo. Mihai Neamțu e unul dintre ei, dar el nu-i singurul, de fapt toată țara e plină de experți. Sau tizul tău, Bogdan Chiriac. Deci el e un mare expert, el înțelege tot ceea ce e în America. Ei, eu nu vreau să fiu așa și tocmai de asta adică mi-e frică să-mi dau cu părerea ce înseamnă America și mai ales să o compar cu România. Și înainte să purcedem, ăsta e un cuvânt care îmi place foarte mult, înainte să purcedem la drum, uite, vreau să repet un lucru care l-am mai spus. Deci, în general, în literatura pentru young adults, cum zicem aici, s-a scris despre Wild West de diferiți autori. În Europa, noi citeam Karl May, nu romanele cu Vinetu și O'Shaughnessy și O'Shaughnessy. Nu pot să-ți spun, Bogdan, cât de dezamăgit am fost când am aflat că, de fapt, Karl May nici n-a fost în America. Deci toate romanele erau pur și simplu science fiction. Dar în mintea mea asta însemna Wild West și asta însemnau cowboyii și indienii și apașii și așa mai departe. Realitatea este complet alta. De fapt, citeam undeva că rata de crimă, rata de crime rate, în Wild West nici n-a fost așa de mare, de fapt. N-a fost mai mare decât era în orașele obișnuite. Dar altceva vreau să spun. Deci, în paralel cu Karl May, să zicem, cel care a scris în mod legitim despre relațiile între populația de origine europeană și populația băștinașă, de aici a fost Fenimore Cooper, care mă rog, e născut în New Jersey, a trăit în New York. Aici, dacă te duci un pic mai încolo, sunt toate forturile alea Ticonderoga, mă rog, unde au avut loc războaiele franco-britanice din 1750 și ceva, de pe vremea lui Ludovic al XV-lea. Și e foarte interesant că acele cărți nu sunt populare. Deci unul care, să zicem, poate a scris, deși și la el e discutabil în ce măsură, poate a scris în cunoștință de cauză despre America, mă rog, lumea citește Karl May, că e mult mai interesant, mult mai european. Deci cumva asta mi se pare o metaforă a felului în care este percepută America, mai ales în România. Dar hai să nu mai batem apa în piuă. Deci discutăm despre America și ți-am spus, Bogdan, că am pregătit o surpriză, în sensul că nu am să prezint America cu cuvintele mele, ci am să o prezint prin cântece. Pentru că nu știu cât știu, dar aici, practic, toată lumea cântă. Deci, cum să zic, o pasiune și o cultură mai mare pentru muzică, cred că e rar de văzut. Copiii învață să cânte la instrumente, în școală toată lumea cântă la ceva, cântă în garaje, cântă pe stradă, lumea cântă. Și de asta vorbeam și cu Lucian Maier. Mie, îți spun sincer, filmul nici nu mi se pare ca reprezentativ dacă vrei să înțelegi americanii. Mai degrabă, ascultă-le cântecele și ascultă-le versurile. Vezi ce încearcă ei să spună în versuri, pentru că de cântat toată lumea cântă. Nu toată lumea în America face film. Și cu acestea fiind zise, Dăm voie să spun da, doar un sigur. singur lucru pe care l-am citit despre America și despre cântece. După terminarea războiului civil, cei din Sud au declarat printr-o voce celebră, a cărui nume momentan îmi scapă, nu mai țin minte cum se numește, că ar fi câștigat războiul dacă ar fi avut mai multe cântece și mai puternice, deoarece Nordul a avut atâtea cântece și așa de bine împregnate cu patriotism, încât le-a dat aripi soldaților unioniști. Și atunci ei consideră că din această cauză, sau cel puțin acel personaj consideră că din această cauză Confederația a pierdut războiul. Da, se poate. Dar deci celebru, poate cel mai
popular cântec din perioada războiului civil cu Dixie, Wish I Was Born in Dixie. Deci ăla a fost un cântec foarte popular din vremea respectivă, de peste tot, și din nord și din sud. Și se pare că a fost unul dintre cântecele favorite ale președintelui Lincoln. Deci, Yellow Rose of Texas, erau mulțime și îmi plac și mie, le ascult și eu, cunosc o mulțime dintre ele. Ok, deci ce am să fac în continuare, o să ascultăm cam un minut din cântecele pe care le-am selectat. Și după fiecare cântec vreau să scot în evidență câteva dintre cuvinte, cum am zis eu, cuvintele cheie din text, care mie mi se par definitorii pentru modul de viață american, după care putem să discutăm pe marginea lor. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? Prima melodie pe care am selectat-o a fost American Pie de Don McLean. Bogdan m-a întrebat cine este Don McLean. Sincer să fiu, nu știu, dar melodia lui este foarte cunoscută și mai ales și din cauza filmului American Pie, care este un cult movie, ca să zic așa. Și ascultând melodia și citindu-i textul, am selectat niște cuvinte care mie mi se par reprezentative pentru America și viața de aici. Deci, în primul rând, happy. Până la urmă, dacă vorbești cu fiecare, dacă îl întrebi care este scopul oricărui om de aici, dorința lui este să fie happy. Indiferent că este miliardarul cu cei mai mulți bani din lume sau, știu eu, este un artist sau sportiv sau student sau oricine. De fapt, lumea vrea să fie happy. Și de asta în toate cântecele pe care le auzim, ideea asta a happiness articulată este o temă centrală, deci dorința de a fi fericit. Pe urmă, dacă mergem tot așa de-a lungul cântecului, o altă frază importantă este "The day the music died". Deci asta este ziua când a căzut un avion în care era Buddy Holly și Ritchie Valens. Deci ăștia erau la vremea respectivă probabil cântăreții de rock and roll. Asta s-a întâmplat undeva în anii 50. Cei mai cunoscuți și cei mai în vogă și cei mai de viitor și cei mai cu potențial. Deci erau o grămadă de superlative În spatele numelor lor. Ritchie Valens, dacă nu mă înșel, avea 17 ani, iar Buddy Holly 21. Deci, practic, ei erau extraordinar de tineri, iar rock and roll-ul ca și gen muzical era extraordinar de tânăr. Deci, imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ei ar fi trăit. Deci, ei, practic, au fost acolo când s-a născut rock and roll înaintea lui Elvis Presley și a celorlalți. Și practic a fost, cum să zic eu, o viață și o șansă tăiată scurt. Și în general există, să zicem așa, spectrul eșecului și spectrul ghinionului care te poate paște la orice moment. Deci practic există, cum să zic eu, oportunitatea și mirajul
spectaculosului și a succesului fără precedent, dar în același timp lumea este foarte conștientă că totul se poate termina peste noapte, un avion care cade și cu asta s-a terminat totul. Deci, the day the music died, deci asta este o expresie și o metaforă populară aici. De urmă, există o expresie care eu nu am prea înțeles-o nici acum, după atâția ani de America. This will be the day I'll die. Deci aceasta este ziua în care voi muri, care este prezentată ca și o expresie de maximă satisfacție, în sensul că aceasta este ziua perfectă, aceasta este ziua de la care nu pot merge mai departe. Prin urmare, dacă aș muri în această zi, ar fi perfect, pentru că oricum am atins tot ceea ce aș fi putut atins. Este o expresie cu care noi nu prea suntem obișnuiți venind din România. Adică noi, în general, nu ne place să vorbim de moarte. E o chestie de care nu vorbim, pentru că, Doamne ferește, dacă vorbești, poate ți se întâmplă ție. Dar am observat că de aici lumea nu se sfiește. James Dean, deci undeva de-a lungul cântecului, se zice de James Dean. Bineînțeles că James Dean este iarăși ca și Buddy Holly, Richie Valens, tot așa, același tânăr, extraordinar de talentat, reprezentant al generației, suflu de aer nou, și dintr-o dată viață curmată peste noapte într-un accident de mașină. Deci e aceeași gândire fatalistă că lucrurile s-ar putea schimba. Dar nu totul este pesimist. Există întotdeauna și varianta luminoasă. Și aici, de exemplu, cuvintele summer, marching tune sau marching band. Aici totul se întâmplă cu un marching band. Toate școlile, toate liceele, toate universitățile au un marching band cu costumele lor, cântă la diferite ocazii, se cântă la meciurile de fotbal, la meciurile, la diferite sărbători. Deci este un mare moment și este o mare bucurie și onoare să faci parte din acel marching band, care sunt și foarte mari. Fanfară pe limba română, o Fanfara, exact. fanfară. În România ar Fanfară. fi fanfara din care nimeni nu vrea să facă parte. Ei, aici e chiar pe dos, adică e o treabă foarte flashy și costume foarte chistichii, foarte colorate. Unii, cum să zic, imită așa puțin achicii, husarii lui Napoleon, cu căciulile alea înalte, cum aveau husarii și jachetele lor și așa mai departe. Adică, cum v-am văzut, să zicem așa, din perspectiva unui purist european, nici mai rău nici nu se poate. Dar, nu știu, aici este dimpotrivă, e chiar pe dos, e un moment foarte fain. Pe urmă, Chevy, deci Chevroletul, nu mașina, Chevy. Ah, Chevy, Chevy. Da. Deci, ca și Harley Davidson, aș zice că Chevy este mașina americanului. Deci, asta este mașina, camionul și mașina cu care ieși cu prietena nu știu unde și cu mașina cu care ieși cu soția să faci cumpărăturile. Acum, dacă ar fi să mai iau după filme, ai spus tu că nu reflectă adevărul, mă gândeam că mașina americană este cea care a condus-o Marilyn Monroe în Ford Thunderbird Rose din A, da, 55. bineînțeles, Sau adică. mașina lui Al Bundy, The Mighty Dodge. Da, nu, așa este, The așa este. Mighty Dodge. Există, bineînțeles, adică toate mărcile americane sunt foarte la modă și foarte des am auzit expresia asta, I want to buy American. Adică atunci când venea vorba de cumpărat de o mașină, e vorba să cumpere un model american, pentru că, într-adevăr, el reprezintă mai bine decât orice spiritul acestei țări. De exemplu, aici Mai străzile puțin sunt Janis Joplin, care cerea un a Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Dar nu, deci ce vreau să spun aici că, de exemplu, și străzile aici sunt mai late.
Deci străzile în Europa sunt mai înguste față de aici, pur și simplu strada este mai lată. Deci ai loc fizic să pui mașini mai mari, familiile sunt mai mari, lumea când se duce cu mai multe lucruri după ei. Deci de asta zic, adică toată dinamica asta a transportului este alta decât în Europa. Și atunci, da, lor le plac mașinile mai mari. Și nu știu, eu, adică faptul că zice Chevy sau drove, deci zice Chevy în mai multe locuri din cântec. Zice, de exemplu, la un moment dat, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Adică, până la urmă, tot e vorba de te duci în stânga, în dreapta cu Chevy, ai tot felul de așteptări, dar până la urmă te duci acolo și nu găsești nimica. Deci, ultimul cuvânt pe care vreau să-l spun este Church Bells, pentru că, într-adevăr, aici religia și biserica face parte, este o componentă importantă din viața omului, nu neapărat, aș zice, știu eu, să spui că lumea este, care-i cuvântul, habotnică. Da, putem să ne gândim la cum a pornit țara asta din perspectivă europeană, a imigrantului european, pentru că aici exista populație, har Domnului, de mulți, mulți ani înainte să vină europenii. Dar, să zicem, din punctul de vedere al europeanului, care până la urmă a fost unul care a primit un picior în fund de la țara unde era, o trebuie să o părăsească, știa că nu se mai întoarce, s-o trezit într-un loc unde practic nu era nimic. Deci mă gândesc la cei pelerini care au venit în 1642, parcă, ori au venit aici pe coastă, sau de fapt înainte au venit cei din mai la sud, din zona Richmondului, dar ăștia de aici, din Massachusetts, s-au trezit nimic. Era frig, era noiembrie și așa mai departe. Deci trebuie să fi fost o experiență teribilă să te trezești așa în mijlocul, la nimic, să fără mâncare, fără absolut niciun fel de, și știind că dacă ceva, Doamne ferește, merge rău, n-ai unde să apelezi de ajutor. Și atunci, bineînțeles că biserica și credința în Dumnezeu au rămas singurele lucruri la care lumea a putut să se roage în acele vremuri. Deci, astea ar fi, să zicem, din primul cântec, din American Pie, lucrurile pe care eu le-aș scoate în evidență, Bogdan. Am Trecem la al doilea înțeles. cântec sau... Da, trecem la al doilea cântec. Ok. Deci, al doilea cântec, am ales unul mai lejer și n-am să vorbesc atâta pe seama lui, dar am să las câteva minute să meargă. Este tot așa un cântec mai vechi al lui Creedence Clearwater Revival. Cred că este un cântec de prin la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, dar știi ce reprezintă Clearwater? Da, uite, nu știu să nu știu să Era o marcă de bere. Era o marcă de bere care eu și-o tras în cadrul denumirii în scopuri comerciale. Fiind la vremea respectivă, în America, trupa cu vânzări mai mari chiar decât Beatles. Anii 69, 70, 71. Da, e un cântec pe care eu l-am cules din filmul The Big Lebowski, care tot așa mi se pare un film de cult, apropo de
atmosfera unui anumit segment de populație de aici. Dar ce îmi place la cântecul ăsta, pentru că este faptul că reprezintă exact senzația pe care o am când vin acasă. Adică cântecul e un cântec foarte simplu. E vorba că cineva vine dintr-o călătorie din Illinois și ajunge acasă și deschide ușa și oh boy, deci nu că se rimează cu Illinois, și mă așez pe verandă și mă uit la curtea mea. Și cântecul redă extraordinar de bine senzația pe care o am și eu, inclusiv când vin din călătorii de uneori și când vin de, vin de la serviciu. Adică e o zi lungă de lucru, vii acasă și bucuria aia de a, știu eu, a da cămașa jos de pe tine și iei un scaun și pui picioarele pe masă sau pe un alt scaun și stai pe verandă. Și eu am o curte foarte mare, am peste 100 de copaci, multă verdeață și nu știu ce. Și plăcerea asta de a sta și a nu te gândi la nimica și te uiți în sus, vezi cerul albastru și te uiți în față, vezi copacii verzi și iarba verde și totul e liniștit și frumos. Și dacă te uiți la fețele cântăreților, e... cum să zic eu, bucuria aia, adică se vede că cântă, dar asta e de fapt și bucuria aia când vii acasă, adică pur și simplu simți o bucurie imensă. Și de exemplu, mie mi-a plăcut din literatura românească cărțile lui Mihail Sebastian și într-unul dintre romanele sale povestește, scrie despre luminița din ochii cuiva. Și, mă rog, persoana respectivă avea luminița, după care îi se întâmplă ceva tragic și luminița dispare din ochii persoanei respective. Ei, aici toată lumea are luminiță în ochi, sau foarte mulți au luminiță în ochi. Și când sunt bătrâni, pentru că totdeauna eu mental am asociat luminița în ochi cu a fi tânăr. Pentru că, într-adevăr, oriunde dacă te duci în lume, omul tânăr are luminița în ochi. Când te uiți la omul bătrân, nu mai are luminița în ochi, pentru că ea s-a stins. Ei, dacă te uiți la fețele celor care cântă melodia asta, vezi luminițele alea. Adică, ăsta e un lucru care mie îmi place foarte mult aici, să am de-a face cu oameni de 60-70 de ani și să văd că au luminița în ochi. Da, acum când îmi spui lucrurile acestea, mă gândesc la o antiteză, dar europeană, bineînțeles, deși, să zic, cariera și-a făcut-o în America, Tom Jones cu Green Green Grass of Home. Da, în care Tom Jones cu Green Green Grass of Home. Ah, okay. Mm-hmm. Da, în care stă la pușcărie și își aduce aminte de ce frumoasă era iarba verde de acasă. Și nu mai există nicio luminiță, practic este doar o tristețe. Dar probabil și de aici diferența dintre Occident și Occident, mă refer Europa, și lumea nouă, America, pe care tu o evoci în, în povestirile tale. Adică, după cum am zis și în American Pie, adică îi treaba asta că, you know, the day the music has died, adică lumea știe că faci ceva sau, Doamne ferește, se întâmplă ceva și toată luminița dispare. Deci există, deci în permanență, cum să zic eu, toată discuția asta este centrată pe posibilitatea ca totul la un moment dat să o ia razna. Dar mie îmi place cântecul ăsta din cauza luminiței. Ei, apropo de luminiță. Apropo de asta, cred că ar trebui să luminița să o împrumut și politicienilor din România. Avem nevoie de ea la capătul tunelului. Nici pe aia nu mai vedem. Deci următorul cântec pe care l-am selectat și care, nu știu, tot așa mi se pare că descrie cel mai mult, descrie extraordinar de bine atitudinea și mentalitatea americană, este un cântec al lui Shania Twain,
don't impress me much. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Cântecul lui Shania Twain, Don't Impress Me Much, este un cântec care, dintr-un anumit punct de vedere, mi se pare foarte reprezentativ pentru americani și poate și pentru felul în care ei sunt percepuți în afară. Adică, de ce rezonez eu cu cântecul acesta? Pentru că mi se pare foarte optimist. Și dacă te uiți iarăși la Shania Twain, îl cântă cu foarte multă energie, foarte multă bucurie, foarte multe luminițe în ochii ei. Deci totul este foarte pozitiv. Și într-adevăr, aici este atitudinea asta pozitivă a americanilor în general față de orice. Acum nu știu încep de unde vine atitudinea asta pozitivă. Mulți spun că sau, mă rog, am citit undeva spusă ideea asta că este o consecință a faptului că, de exemplu, în religia protestantă, a fi pesimist e considerat păcat. Adică, cumva, religia te obligă să vezi lucrurile pozitiv. Deci nu ai voie să vezi lucrurile în mod negativ, în mod fatalist, pesimist și așa mai departe. Nu știu cât de adevărată ideea asta, dar îmi place melodia exact din cauza optimismului și cred că este o melodie care s-ar potrivi foarte bine României, pentru că în România contează așa de mult ce mașină ai, cât ești de frumos, cât ești de deștept, cât ești de puternic, nu că ăsta e cuvântul, puternic. Și atunci dacă asculți la melodie, deci diferitele strofe se referă exact la lucrurile astea. A, deci ești foarte frumos. A, deci ești un fel de Brad Pitt. Ceea ce e frumos, e interesant pentru că pune lucrurile în context. Ești așa de frumos, dar probabil că nu ca Brad Pitt, indiferent cum o luăm. Și mă rog, mai departe ea spune că asta nu înseamnă mare lucru pentru mine și așa mai departe. Pe urmă zice, a, deci ești grozav, ești deștept, înseamnă că ești rocket scientist. Deci nu, ești din ăsta care construiește rachete, nu? Bernhard von Braun. Poate fi mai grozav decât sau ai o mașină, nu știu de care, o speli tot timpul și așa mai departe. A, deci înțeleg că ai o mașină foarte frumoasă și ce dacă ai o... Deci părerea mea că cântecul ăsta cred că s-ar potrivi foarte bine în România ca să aducă puțin lumea cu picioarele pe pământ, pentru că, nu știu, eu ca și observator extern văd nebunia asta cu mașinile și cu premiile mai nu știu pe unde și medaliile și așa mai departe, parcă toată lumea la asta ar fi atentă câte medalii s-au luat din România și cum stă lumea cu gura căscată la filmele sau la Simona Halep. Mă rog, lumea se uită și nu se uită, adică oamenii au problemele lor. Deci cumva lucrurile trebuie puse în perspectivă. Văzut dintr-o, să zicem, din perspectiva europeanului harsh, ca să zic cuvântul englez, a europeanului pretențios, bineînțeles că felul în care ea e îmbrăcată și poți să spui că nu, cântecul nu e decât un cântec superficial, ușor,
fără niciun fel de consistență american. Dar mie tocmai asta îmi place, faptul că spune lucrurile fără niciun fel de pretenție, fără niciun fel de filozofie și până la urmă asta e realitatea. Deci nu am nevoie să-l aduc aici pe Aristotel și pe Plato să-mi spună lucruri evidente. Mă așteptam în privința aceasta, când ai zis de Shania Twain, să vii cu Kaching. Mi se pare, cel puțin iarăși din filme, mult mai potrivit pentru ce înseamnă viața americană, în care totul consumăm, dăm bani, ne împrumutăm, luăm carduri de credit, le golim, cumpărăm pe mai departe. Dar cred că și noi ca români suntem aproape, venim din urmă și suntem pe turnantă, știi? Poate vom reuși să luăm America în privința consumerismului. Aici îi stereotipul ăsta de care vorbesc, pentru că cred că e vorba puțin de un stereotipism. Da, nu, sincer să fiu, nu cred că e așa din punctul de vedere al majorității populației. Bineînțeles că există excese. Deci nu filmul ăla cu lupul de pe Wall Street, nu, care e Belfort, da. E un tip de aici, de pe Long Island. Bineînțeles, când se fac mari bani, ușor, ușor se duc. Dar nu cred că asta definește viața americană. Dimpotrivă, lumea este extraordinar de cumpătată. Deci, ceea ce sunt, deci, de exemplu, copiii de din școală sunt învățați cum să-și gestioneze banii. Dacă te duci la cumpărături, o să vezi întotdeauna oamenii cu lista pregătită și banii sunt foarte atent drămuiți. Și chiar dacă au foarte mulți bani, unii sunt foarte atenți cum îi cheltuie. Deci eu nu am impresia asta de societate arisită. Uite, de exemplu, eu trăiesc într-o zonă bogată și nu e așa ca în Germania, unde te plimbi cu mașina și aduni de pe stradă bicicletele și televizoarele și mai știu eu ce, cum auzeam povești în România, că ar fi în Germania. N-am adunat niciodată nimic, că nu găseam, pentru că lumea nu pune nimica pe stradă. Deci totul se păstrează, totul se împachetează. Eventual lumea mai face un garage sale unde le vând, dar nu se dă nimica pe de gratis. Adică lumea e extraordinar de atentă cu banii. Deci imaginea care mie mi se pare mai adevărată este asta de la început din cântecul American Soldier, care, mă rog, este un pic de cântec patriotic. I'm just trying to be a father, raise a daughter and a son, be a lover to their mother, everything to everyone. Up and at 'em bright and early, I'm all business in my suit. Yeah, I'm dressed up for success, from my head down to my boots. I don't do it for the money, there's bills that I can't pay. I don't do it for the glory, I just do it anyway. Providing for our futures, my responsibility. Yeah, I'm real good under pressure, being all that I can be. I can't call in sick on Mondays when the weekend's been too strong. I just work straight through the holidays, sometimes all night long. You can bet. Aici am tot așa ca la American Pie, am selectat câteva cuvinte. Deci, și astea mi se par poate cuvintele cele mai reprezentative pentru cum se vede un bărbat obișnuit, ca să zic așa. Deci nu vorbim aici de rockstar-uri, de mari inventatori, mari antreprenori și așa mai departe. Deci ideea, deci poate cuvântul cel mai important este provider, adică cumva datoria ta de bărbat. Asta sună puțin misogin, dar vine de multă vreme. Adică, deci, în primul rând,
este datoria ta ca familia ta să aibă totul. Adică nu totul, să aibă ce are nevoie. Deci copiii să aibă de mâncare, să poată să meargă la școală, să aibă haine, la fel soția. Multe femei aici în continuare stau acasă, cel puțin în zona unde locuiesc eu, deci familia practic trăiește dintr-un singur salariu, care este cel al bărbatului. Și atunci, deci cumva, ei, nu vreau să exagerez aici, dar deci cred că de mici li se inoculează ideea asta că, deci aici sunt câteva cuvinte care vreau să le spun din cântec, care este un cântec nou. Deci, up and at them bright and early, adică ideea asta că te scoli de dimineață. Deci nu dormi până la 8 sau nu dormi, adică aici de dimineața, la 5 dimineața, te duci la treabă. Dressed up for success. Deci asta iară mi se pare o chestie tipică americană, adică întotdeauna încerci să fii professional. Adică lumea te scuipă în față, te jignesc și așa mai departe. Problema nu e personal, problema este business și success. Deci datoria ta, tu îți reprezinți business-ul, îți reprezinți, cum să zic eu, ceea ce știi tu să faci, nu e o treabă personală și trebuie să fii, ceea ce faci să fie successful, să fie foarte bine făcut. Și aici, iară, providing for our futures, my responsibility. Deci este responsabilitatea mea ca să aibă familia mea ce are nevoie. Și dacă nu reușesc, înseamnă că este. Deci eu, ca și om, sunt a failure. Deci eu nu reușesc pentru că așa. Can't call sick. Work straight through the holiday. Deci asta iară este tipic. Aici nu există vacanțe și sărbători, că trebuie să crește numărul de zile de sărbătoare, că așa zice Uniunea Europeană. Cu ocazia Paștilor au fost practic o săptămână moartă, când toată lumea a luat o pauză. Sau can't call sick, adică nu pot să sun și să spun că sunt bolnav, nu pot să vin la serviciu pentru că sunt bolnav. Deci asta într-adevăr mi se pare, deci lumea lucrează sâmbătă, lucrează duminica, deci nu există că e mai weekend și vreau weekend. Concediile sunt foarte mici, o săptămână, 10 zile. Deci nu sunt concediile europene cu o lună unde lumea merge în stânga, în dreapta și așa mai departe. Și lumea nici nu cere mai mult. Deci lumea este absolut mulțumită cu acest mod de viață. Și în fine, deci cuvintele I am solid, I am steady, and I am taking a stand. Deci asta iară mi se pare foarte, foarte definitoriu, în sensul că cumva I am steady. Deci știu, deci ăsta sunt eu, că îți place de mine sau că nu-ți place, dar ăsta sunt. Și de asta, de exemplu, apropo de politica americană, deci aici, felul în care mulți și-au frânt gâtul, de exemplu, în campaniile prezidențiale, a fost să arăți că este a flip-flopper. Adică că ieri o zici ceva și astăzi zice altceva. Și în momentul în care lumea te percepe ca a flip-flopper, asta este. Deci asta este foarte important, să fii steady și take a stand. Adică știi cum e? Deci să știi că mori, dar acolo stai. Deci nu te mișcă nimeni. Și într-adevăr e un lucru care îl văd mereu și mereu. Deci astea nu sunt cuvinte goale, steady și take a stand. Normal că nu ne gândim și la The Last Stand of Colonel Custer. A, Da, este. care, mă rog, ăla a fost un stand puțin mai Dar a fost The nefericit. Last Stand și Dar până la sfârșit el în mintea lui lucrurile așa este. s-au retras. În completarea acestei melodii, eu aș vedea o altă melodie din 67, The Ballad of the Green Beret. Ok, Îmi asta scapă nu acum, știu. îmi scapă numele celui care a cântat-o. Mi-aduc aminte numai de altă dată din viața lui, de exemplu, că a fost omorât în
El Salvador sau în Honduras prin 82-83, după ce se retrăsese. Era chiar o beretă verde și cântă despre ce înseamnă în America dragostea de țară și faptul că dacă mori, mori pentru țară. Iar copilul trebuie să vină și să-ți ia locul și să ducă mai departe struggle-ul, lupta, astfel încât tu să păstrezi națiunea la cota pe care ai primit-o de la strămoși și o duci mai departe. Deci asta mi se pare definitoriu pentru America, faptul că patriotismul, da, și nu vorbim de naționalism aici, că avem o pleiadă de naționalități în America, patriotismul este ridicat la un nivel pe care mulți dintre noi, cei din Europa, nu-l înțelegem. Da, acum, cum să spun eu, e o discuție Cred că complicată. se numea Barry Sadler, Sergeant Barry Sadler. Cred că așa se numea. Care, Sergeant Barry Sadler, Ballad of the Green Beret. știi cum e Bogdan, știi când ții foarte mult la ceva, da, ți-ai da orice, știi, ca să păstrezi acel ceva. Părerea mea că lucrurile astea sunt greu de explicat și până la urmă nu e, cum să zic eu, deci este o vorbă, deci este un atașament emoțional. Eu mi-aduc aminte când trăiam în România, pe vremea comuniștilor. Deci eu m-am născut în 66, când comuniștii erau bine mersi. Acum au existat, să zicem, oarece opoziție, Doina Cornea, Mircea Dinescu. Deci au existat și oameni care au încercat să se ridice, doar că ei nu se vedeau. Adică, cred că care am trăit atunci știm că rezonanța lor în rândul omului obișnuit era foarte mică. Dimpotrivă, lașitatea era peste tot. Îmi aduc aminte, în 77 stăteam la coadă la zahăr și la ulei, că nu se găseau pe vremea, erau raționalizate și trebuia să stăm la coadă. După aceea nu s-au mai găsit deloc. Dar cel puțin atunci încă mai stăteai la coadă și puteai să mai cumperi. Și stăteam atunci, eram copil, stăteam la coadă la Deva, acolo în Gojdu era o alimentară. Băi, stăteam 3-4 ore la coadă, Bogdan. Și în timp ce stătea, lumea mai începea să comenteze. Băi, naiba, să ia de comuniști, nu știu ce. Și mai zicea unul și altul. Și întotdeauna se găsea câte un sfătos. Și nu cred că era securist. Că era tot așa de vârsta lor. Și câte un sfătos. O, lasă, că putea să fie și mai rău. Și atunci oamenii se speriau. Și ziceau, da, așa putea să fie și mai rău. Și nu știu ce. Deci, de asta zic, adică aici nu vezi lașitatea asta pe care eu am văzut-o în România. Lașitatea asta dinainte de 89 și lașitatea pe care o văd și acum. Că oamenii au rămas la fel de lași. Ce pot să zic? Deci, dacă cineva crede că asta e ceea ce trebuie să facă, exact ca și în cântec, I take my stand. Deci aici sunt și nu mă mișcă nimeni, indiferent că cine o fi. Poate să fie, știu eu, Papa de la Roma și cei dacă. Și el e un om la fel cum sunt și eu. Adică nu există reverența asta față de rege, față de, nu știu, președinte, față de nu știu cine, care există în Europa. Deci în Europa există treaba asta, o, e regele, wow! Deci trebuie cu tot. Părerea mea ca om e mai mică decât părerea regelui, pentru că el este rege. Și ce dacă este rege? Deci asta nu o să o vezi aici, știi? Și apropo, vroiam la marșul tău cu Green Beret, este un cântec foarte frumos, pe care neapărat să-l adaug. E cântecul lui John Denver, Living on a Jet Plane. Deci este un cântec din perioada războiului din Vietnam, care, cum să zic, este o traumă care încă se mai simte și în ziua de astăzi. Și deci războiul din Vietnam, nu știu, dar din ceea ce am citit a fost o greșeală enormă a întregului mecanism de anticipare a situației mondiale, mă rog, efectul dominoului, faptul că
dacă ar fi căzut Vietnamul, toată Asia de Sud-Est și așa mai departe ar fi căzut, ar fi devenit comunistă, Thailanda, Indonezia, până și India, deci cumva toată zona aia ar fi căzut sub sfera rusească, deci sovietică, deci până la urmă asta era. Și felul în care l-au dus, adică războiul din Vietnam, a fost, cum să zic eu, dus după principii de optimizare, în sensul că au definit metrici și au încercat întotdeauna să optimizeze acele metrici. De exemplu, una dintre metrici era cât inamici ai ucis. Și atunci, în momentul în care creezi un astfel de sistem de optimizare, ăla nu poate duce decât la dezastre. Și, într-adevăr, a fost un dezastru imens. Până la urmă, Vietnamul a devenit comunist și așa mai departe. Și au murit 50 și ceva de mii de tineri americani. Adică, și cântecul ăsta, Living on the Jet Plane, e cumva ideea asta când te scoli de dimineață la 4 dimineața, urmând să mergi peste mări și țări. Nu-i clar de ce, dar trebuia să mergi pentru că erai tânăr și era de datoria ta să o faci și trebuia să o faci. Deci nu exista pardon la faza asta. Și mi se pare un cântec foarte trist, în sensul când ești prins ca individ de jocul ăsta internațional de putere globală. Și de asta eu am o oarecare senzitivitate pe care tu o știi, Bogdan, când întotdeauna vine vorba despre implicarea Statelor Unite în acțiuni NATO și așa mai departe, pentru că pentru mine asta nu e o discuție abstractă. Am doi băieți care, într-o anumită situație, ar putea să lupte. Costă o grămadă de bani pe care noi îi plătim din taxele noastre, în loc să facem școli și alte lucruri, mă rog. Și de asta eu nu sunt un mare adept al ideii, o să trimitem nave americane în Marea Neagră și mai știu eu pe unde. Dimpotrivă, eu părerea mea este că țări precum România sau Ucraina sau nu Ucraina, că nu mă pricep, dar să zicem România sau Polonia, poate. Ar trebui să găsească o cale de a-și rezolva, știu eu, toate, cum să zic eu, toate coșmarurile pe care le au din istorie față de Rusia și să meargă mai departe. Adică nu cred că asta e soluția ca în permanență să vrei ca americanii să-și trimită armată acolo ca să rezolve nu știu ce, pentru că e tragic, adică e trist când tineri mor. Absolut, îți dau dreptate. Eu văd un pic diferit lucrurile, dar nu voi intra acum în discuția asta cu tine aici. Voi spune doar că de la John Denver îmi place I Wanna Go Home, adică exact după ce se termină, vor să întoarcă acasă. Și ca melodie anti-Vietnam, îmi scap acum numele celui care a cântat-o. A fost el, dacă nu mă înșel, în San Quentin sau la Folsom, a cântat cu deținuții. Ah, da. Zic cum se numește, că îmi scap acum. John Nash. Nu, John Nash e Nu, nu, nu. matematicianul. Cash, ce? Cash, 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 Johnny Cash. da. Așa, Johnny Cash. Laureatul premiului Așa. Nobel. Right. Exact. Și melodie e ceva cu de ce poartă el negru? Nu mai țin minte exact acum. De ce se îmbracă el în negru? Ceva de genul ăsta este melodia. Și la un moment dat chiar spune 100 de vieți tinere se pierd în fiecare săptămână, fiind vorba de lupta din Vietnam. Dar nu, asta e foarte adevărat și asta, cum să zic eu, deci unul dintre lucrurile care pe mine întotdeauna mă dor foarte tare când discutând cu lume, fie din România, fie din Europa, mă rog, din Germania, mai cunosc așa niște, întotdeauna suntem văzuți ca un popor dornic de război și așa mai departe, când lucrurile nu sunt deloc așa. Deci aici lumea nu vrea să
participe la niciun război. Deci, de fapt, oamenii vor să fie lăsați în pace. Nu vor să trimită armate nicăieri. Dar, din păcate, apar, de exemplu, cum a fost, apar momente în istorie când îți dai seama că nu poți să stai cu mâinile încrucișate. De exemplu, genocidul din fosta Iugoslavie. Deci, acolo Europa nu a făcut absolut nimica. Sârbii și musulmanii s-au omorât unii pe alții, până când au trebuit americanii să intervină și să oprească genocidul. Sau situația din Darfur, tot așa, acolo se omorau unii pe alții. Deci apar momente din astea când nu ai de ales, adică vezi că alții fie nu vor, fie nu pot să facă nimica și atunci, da, ești pur și simplu obligat să intervii. Dar, în general, ascult politica, totdeauna când vine vorba de intervenție externă, ideea de la care se pornește este we are not nation builders. Adică Statele Unite nu se vede ca constructor de națiuni nicăieri. Adică, până la urmă, ideea este să eviți genocid, să eviți. Dar da, deci de asta zic. Și pe undeva aici mi se pare a doua misconception, adică una atunci suntem văzuți ca fiind foarte lacom, după aici și a doua chestie este că suntem foarte războinici, gata, trimitem armatele și nu știu ce. Deci Bogdan, trecem la următorul cântec care mie îmi place foarte mult și este cântecul My Way, pe care l-a cântat și Frank Sinatra, dar, mă rog, eu am ales varianta lui Elvis Presley, nu știu, pentru îmi place poate mai mult vocea lui. Și am să... Hai să-l ascultăm câteva secunde. And now the end is near. So I face the final curtain, my friend. I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every byway. Oh, and much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Okay, deci în filmul, în cântecul ăsta, ce mi se, deci am să citesc câteva versuri care mie mi se par foarte foarte touching to the heart, deci așa, te ating la inimă. Deci ideea asta, I've lived a life that's full. Adică, apropo de fericire, ideea asta de a-ți trăi viața în întregime, așa cum e ea. Că până la urmă, niciunul dintre noi nu e nici Apollo, nici știu eu, Einstein, nici care era regele care atingea ceva și se transforma în aur, Midas, nu? Regele Midas. Deci, până la urmă, toți suntem niște oameni cu limitările noastre. Pe mine m-a făcut natura chel, nu foarte deștept și așa mai departe. Adică toți, dar pentru aia suntem fericiți cu ceea ce suntem. Adică ideea asta de a te simți bine în pielea ta și I live a life that's full. Adică să nu-ți pară rău că n-ai făcut ceva cândva.
I traveled each and every highway. Deci asta e ideea, adică n-am stat acolo unde m-am născut. M-am dus în stânga, în dreapta, am căscat gura, uneori nu ieși bine, uneori nu ieși rău. Dar I traveled every highway. De asta, de exemplu, eu acum sunt foarte fericit că băiatul meu cel mare merge în California. Adică au trăit 18 ani pe coasta de est, au văzut cum e. Cred că e cazul să vadă puțin și cum e în California, pentru că California e foarte diferită de cum suntem noi. Și pe urmă zice așa, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Și asta mi se pare o frază foarte importantă aici. I did what I had to do. Adică în sensul că, știi cum e, până la urmă nu va fi niciodată perfect. Deci trebuie să-ți fie foarte clar ce vrei să faci. Și asta faci. Deci mă opresc aici ca să nu zic prea multe. Mai sunt și alte versuri care mi se par interesante. Și poate ideea asta că to say the word he truly feels and not the word he would reveal. Adică ideea asta de a comunica prin emoție, nu prin cuvinte. Eu când am venit în Statele Unite, nu știu, poate tu, Bogdan, ai avut altă. Eu niciodată nu m-am gândit la emoții. Adică auzisem că există emoții, nu știu ce, că e îndrăgostit și așa mai departe. Dar cam asta era tot. Deci emoțiile nu erau o variabilă în felul în care eu procesam viața. Acum, după atâția ani, am ajuns să înțeleg că emoțiile sunt, de fapt, partea cea mai importantă. Și de asta, de exemplu, în discuția de astăzi, mă refer la lucruri de care eu mă atașez emoțional. Pentru că în aceste cântece eu sunt atașat emoțional. De exemplu, eu nu mă atașez emoțional de filmele americane. Deci asta e, apropo de o discuție care am avut-o recent cu Lucian Maier, care crede că poți înțelege America prin filme. Eu nu cred, de exemplu, treaba asta. Cred că poți să o înțelegi mult mai bine prin cântece, pentru că ele... Întotdeauna mă simt atașat emoțional față de cântecele americane, nu mă simt niciodată atașat față de filmele americane. Adică foarte rar când văd o scenă față de care mă simt atașat. Un lucru este cert. Inteligența emoțională este cea care dictează succesul nostru în viață. Nici de cum inteligența de IQ, deci inteligența emoțională. Și eu, de exemplu, am auzit de inteligența emoțională abia în anii 2000. Abia atunci mi s-a relevat faptul ceea ce ea reprezintă, da? Și doi, cum pot să o stăpânesc. Erau copii de la bloc care o stăpâneau de mici. Aveau mecanismele necesare. Și atunci aici apare și diferența între cei care au învățat bine și care uneori nu reușesc în viață și alții care au fost niște mediocri, dar care s-au descurcat deoarece au compensat totul prin inteligența emoțională. S-au știut să facă plăcuți, au știut să profite de moment și nu vorbesc la modul peiorativ, vorbesc la modul admirativ. Momente în care tu știi să iei decizia cea bună în viață, cea corectă și să poți să-ți atingi scopul pentru care lupți. Asta este totul, inteligența emoțională. Da, și eu am avut o experiență asemănătoare, adică în toată, cum să zic eu, experiența mea la școală, în facultate, chiar și acasă, emoțiile nu au jucat niciun fel de rol. Și atunci, da, totul era, fie că trebuia făcut, fie că zicea cineva, deci era un fel de comandă, deci viața executată la comandă. Pe când aici foarte mult este procesat emoțional, deci exact cum spui tu, este foarte important dacă cineva este supărat, tristețea. Tristețea și are rolul ei în viață, nu trebuie blocată, ea trebuie, mă rog, înțeleasă și folosită poate ca energie pentru a schimba lucrurile. La fel bucuria trebuie maximizată când există, nu trebuie să o arunci
nu vorbim acum, că nu vreau să mă laud și așa mai departe. Deci, dacă ești bucuros, trebuie să o comunici, adică exact ca și în cântecul lui Clearwater Project, nu ideea asta, Spiritual Revival. Revival, exact. Când vii acasă, nu te simți așa de bine, deschis, oh boy, nu? Adică ce expresie mai bună a fericirii respective decât oh boy. Avem și noi în România una, dar nu putem să o spunem aici. Dar de asta zic, adică ați înțelege emoțiile și a le îmbrățișa, mi se pare foarte important. Acum am observat că uneori, deci asta îi face pe europeni să considere americanii naivi și gălăgioși sau over-expensive, adică în sensul că, mă rog, devii mitocan pentru că îți afișezi emoțiile în public și prin urmare față de cumva deranjezi pe cei din jurul tău. Poate este așa, adică nu-mi dau seama, dar aici lumea în general își exprimă bucuria, își exprimă tristețea și așa mai departe. Deci nu sunt lucruri pe care zac acolo în tine și... Ok, deci să mergem mai departe. Desigur, nu puteam să nu aleg New York, New York. Deci asta poate și pentru că trăiesc la New York. Dar, mi se pare un cântec iconic, iconic. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues. Într-adevăr, exact cum spune cântecul, deci cred că refrenul zice așa: If I can make it there, I can make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Deci ideea asta că dacă răzbați la New York, într-adevăr răzbați oriunde pe lumea asta. Bineînțeles că, mă rog, răzbătutul ăsta poate exista pe diferite nivele, să zicem, dacă cânti pe Broadway, e cel mai grozav, cea mai grozavă scenă muzicală, cum să zic eu, nepretențioasă, nu că e pretențioasă, în afara operei. Sau deci Broadway sau cel mai bun teatru sau muzical. Sau dacă când la Metropolitan, vorba unui prieten din Seattle, până și ăla care duce tava cu apă, e cel mai bun din lume la dusul tavei cu apă. Adică cum să zic eu, opera, deci scena de la Metropolitan, am văzut de exemplu Aida la Metropolitan. Deci închipuiți cât e de mare scena aia din moment ce, deci în momentul ăla când există marșul triumfal, când o reușit să-l aducă pe Radames pe cal, mai era și o căruță în spate și armata care, mă rog, veneau din ăștia care cântau, era practic corul care era ca un pluton acolo. Deci e enorm de mare scena aia. Deci cu scena aia ei fac tot felul de lucruri nemaipomenite. Universitățile din zonă, iar printre cele mai grozave din lume. Deci practic totul e dus așa la maxim. Dar
Lucrurile nu sunt întotdeauna perfecte, adică atmosfera asta ultra-super competitivă, de exemplu, face ca New York-ul în basket, noi în mod tradițional avem una dintre cele mai slabe echipe de basket din NBA, deși este cea mai scumpă echipă de basket, adică bugetul, banii care se cheltuiesc cei mai mulți, cu rezultatele cele mai proaste. Deci asta e notoriu, că echipele de sport din New York sunt foarte slabe. Și asta din cauza mâncătorimii și a presei și a presiunii permanente care există asupra individului. Deci, e o societate foarte competitivă, dar în același timp cu foarte multe capcane, adică te poți pierde. De exemplu, îmi aduc aminte în anul în care m-am mutat pe Long Island, New York Knicks ajunseseră în finală la NBA, starul lor era Latrell Sprewell, era și Ewing, Patrick Ewing, dar cel care ducea mingea, care i-o dădea lui Patrick, era un tip Latrell Sprewell, care parcă, dacă nu mă înșel, am citit, doarme în mașină acum. Deci, practic, și-a pierdut toți banii, apropo de cheltuit, așa. Și, da, a ajuns să doarmă în mașină. Adică, da, există în permanență, da, pericolul ăsta de a te cufunda în iad dacă nu ești atent. Asta este un cântec pe care, deci, am ales The Last Resort. She came from Providence, one in Rhode Island, where the old world shadows hang heavy in the air. She packed her hopes and dreams like a refugee, just as her father came across the sea. She heard about a place, people were smiling, spoke about the red man's ways and how they loved the land. They came from everywhere to the great divide, seeking a place to stand or a place to hide. Down in the crowded bars, out for a good time, can't wait to tell you all what it's like up there. They called it paradise, I don't know why. Somebody laid the mountains low while the town got high. Deci, de ce l-am ales? Pentru că cumva există teoria asta, cum că teoria păcatului primordial, în sensul că în momentul în care au venit primii pelerini aici, practic s-au comis crime, hoții, deci au fost uciși populația băștinașă, li s-a luat pământul și așa mai departe. Au sclavia și așa, deci au fost aduși pe urmă sclavi din Africa și cântecul, de fapt, discută puțin ideea asta a puritanului venit din Europa cu problemele aduse din Europa, respectiv sărăcia și, mă rog, ideile astea de caste sociale și săracul față de cel privilegiat și așa mai departe. Deci, problemele astea practic au fost mutate aici și pe aici au luat o amploare și o dinamică total diferită. Acum, bineînțeles că problema asta există și în ultima perioadă, cel puțin de când și cu pandemia asta, a ieșit la iveală foarte pregnant. Și, într-adevăr,
s-au întâmplat foarte multe lucruri rele la adresa populațiilor de culoare, a populației venite din Asia și așa mai departe. Deci asta de-a lungul istoriei. Ele sunt documentate și acum sunt discutate foarte intens. Deocamdată încă nu se știe exact cum, care să fie soluția, cum să fie rezolvate. Acum, din păcate, eu am observat că foarte mulți dintre emigranții veniți din România, Statele Unite, mulți vehiculează idei puțin ne la locul lor, cum să zic eu, poate puțin mult prea de dreapta. Acum, nu știu cât știu din România, dar, de exemplu, se dăduse o lege în 1920 și ceva pentru limitarea cotei de imigrație din Europa. Românii nu erau considerați albi, la fel cum nu erau considerați nici ungurii, sau grecii, sau italieni, sau evrei. Adică, de asta zic, adică, cred că lucrurile ar trebui puțin, mi-aș dori ca să nu văd atâția din ăștia cu. Adică, cumva, lumea să fie un puțin mai înțelegătoare și mai împăcuitoare, pentru că noi, la rândul nostru, nu suntem tocmai, n-am fost tocmai privilegiați. Adică, cumva, m-aș aștepta ca noi, cei care am venit din locuri umile și am trăit viața umilului, să înțelegem că alții au fost în situații la fel de complicate. Și ultimul cântec, care e foarte scurt, cu care vreau să închei, îi Calling America. Deci, am vrut să închei cu cântecul ăsta pentru că îl iubesc foarte mult, poate și pentru că este senzația pe care o am de fiecare dată când mă întorc în America, să zicem, din Europa sau din alt loc. Deci, mă urc pe avion și îi senzația asta că mă duc către un loc care e ca și raiul. Și mă duc peste ape și îl văd avionul, văd apa și mergem. Și uneori sunt familia de pe avion, nu? Calling America, și ele aud vocea parcă e lângă mine. Deci, efectiv, asta este senzația mea când mă întorc acasă. Deci mă întorc într-un loc pe care eu îl consider raiul pentru mine. Și mă opresc aici, Bogdan. Nu, n-am ce să mai spun când e vorba de paradisul de acasă. Nu-mi rămâne decât să te invidiez pentru ceea ce simți și să dea Domnul ca peste tot, și în România și în America, cât mai mulți dintre noi să simțim acest lucru. Întoarcerea acasă, indiferent unde o fi ea, să fie un paradis pentru fiecare dintre noi. Haide, spune tu pe ultimul cuvânt să încerc eu să zic pe ultimul, dar nu garantez. S-ar putea al tău să fie suficient de bun încât eu să nu spun decât bună seara, noapte bună. Bogdan, deci nu, ce să spun? Deci, în primul rând că ai avut o idee foarte bună să facem emisiunea asta. Întotdeauna e bine să pornim
cu gânduri curate la drum și de-a lungul celor 11 episoade am cunoscut oameni foarte interesanți. Mă rog, nu vreau să enumăr acum, că sigur o să uit pe cineva, dar toate emisiunile au fost foarte interesante și am învățat foarte, foarte multe lucruri. Acum, ce pot să spun? Fiecare suntem pe traiectoria pe care suntem și important este ca și în cântec, să simțim că ne-am trăit viața la maxim și că suntem fericiți. Și fericirea poate să însemne foarte multe lucruri. Clipele astea pe care eu le-am avut, de exemplu, făcând de emisiunile, că doamna, au fost clipe foarte fericite pentru mine. Mi-am dat seama, discutând cu lumea, că până la urmă esența este întotdeauna aceea. Adică, indiferent cu care oameni vorbesc din oricare colț al lumii, vorbim despre același lucru. Cu toții ne iubim familia, ne iubim copiii, ne iubim prietenii, iubim locul unde trăim, deci cu toții vrem să fim fericiți. Deci, până la urmă, asta e esența. Dar, din păcate, deasupra esenței astea se așează tot felul de detalii care ne fac viața. Ce pot să spun? Sper să mai venim cu alte idei, știu eu, în toamnă sau. Absolut, absolut. Deci eu îmi doresc să revin toamnă. Îmi doresc să-l aduc și pe prietenul tău, pe Mici Tufă, un român jet-be-jet din America, cu totul alte idei decât ale tale, dar pe care le agrezi, pare un tip simpatic și care te provoacă, da? Și întotdeauna are un răspuns bun pentru tine și cred că ar putea să-ți dea peste nas atunci când încerci tu să vii cu teoriile tale. Deci mi l-aș dori pe Mici Tufă în emisiune și numai tu îl poți convinge să vină și peste vară să trăiești din plin cam toate melodiile povestite, nu a ta viața din cadrul universității, cât clipele pe care le va avea cel mic al tău, dacă este înainte de facultate și se va duce și se va bucura peste tot, în întreaga lume, sper eu, să-și trăiască, să zic, tinerețea dinainte de facultate. Iar după aceea, să ne revedem în toamnă, în formația pe care am spus-o, tu cu Mici, eu la butoane, și să ne simțim bine pe mai departe. Mici e un fel de Eu îți Shania mulțumesc Twain al meu. ție, da, eu îți mulțumesc ție, mulțumesc invitațiilor tăi pe care i-ai avut, oameni cu totul și cu totul deosebiți, fiecare dintre ei, și să ne revedem cu bine. Așa este. Deci, o vară plăcută tuturora și să ne vedem la toamnă cu bateriile încărcate. Să dea, domnul, să dea, domnul. Numai bine, noapte La bună! revedere! Ceau, noapte bună!